Partida a început sub semnul dominării clare a formației din Oar. Botoș din lovitură liberă și Berci puteau deschide scorul pentru gazde, de ce altă parte Vetișul a ripostrat prin Ghiriti și Mureșan. În minutul 35, oaspeții deschid scorul prin Marius Pop, care trimite în forță cu capul din interiorul careului o centrare din corner venită de la Florin Pop. Astfel, Vetișul a intrat la cabină în avantaj cu 1-0 și repriza secundă a început cu formația gazdă în atac, dar cei care au marcat din nou au fost cei de la Vetiș în minutul 62. Ghiriti a plecat de la limita offside-ului a intrat în careu și a fost faltat de pinte. Iar Ovidiu Mazilu a dictat lovitură de la 11 metri, lovitură transformată de antrenorul jucător Manu Mureșan. Oarul se aruncă în atac, dar Berj nu nimerește ținta. Vine însă minutul 74 care aduce și descătușarea formației din Oar. Put reduce din diferență cu o execuție de excepție, un șut centrare de pe partea dreaptă care trece peste Micle și intră în poartă. După care a urmat un forcing al gazdelor care reușe să egaleze minutul 82 prin Marius Pop cu un șut frumos de la 16 metri. Horvat de la echipa din Vetiș de cartonașul roșu pentru injurii la adresa arbitrului Mazilu, care a indicat 5 minute apoi de prelungire. Și când nimeni nu se mai aștepta, Nadia a adus victoria campioanei Serie B în 1993. 93. Spectatorii celor două formații au făcut spectacol în tribune cu steaguri, vuvuzele, role de hârtie, ca la un de adevărat derby. Echipa din Veti a lăsat o impresie foarte bună și își anunță candidatura la câștigarea campionatului în sezonul viitor. Nu pot să cred așa ceva. După 2-0, meci decisiv să revenim, să batem 3-2, nu știu, asta și pregătire, și ambiție, tot. 10 <laughs> nu știu, atunci s-au trezit băieții. Cred că atunci am înțeles ceea ce am zis înainte de meci, să fim ambițioși. Vedeți, băieții, am zis, ăsta e un meci decisiv. N-am voie să greșim. Cred că ultimele 15 minute au ajuns la cap cuvintele mele înainte de meci. Eu vreau să felicit echipa gazdă, s-au prezentat extraordinar la această partidă de astăzi. Ne-am pus probleme foarte mari, nu m-am gândit sincer, nu m-am gândit la, la așa ceva. Felicit echipa pentru jocul pe care l-a prestat. Deocamdată, ce pot să zic, atâta putem, lipsa antrenamentelor se vede, a făcut un joc bun, eu sunt foarte mulțumit de jucători. Nu v-ați fi dorit poate o finală cu... e Poate era vremea de mult timp, vetișul nu mai a ajuns într-o finală județeană. Bineînțeles, orice echipă, orice echipă care se bate pentru locul 1-2 și dorește o finală a seriei, câștigarea seriei, adică și poate chiar să joace pentru un baraj, dar trebuie să fim un pic realiști, trebuie să venim cu, să coborâm cu picioarele pe pământ, fiindcă Betișu, pot să zic că este o echipă care s-a unit anul ăsta și cât de cât și-a atins obiectivul. A ajuns pe locul 2. Chiar, chiar sunt foarte mulțumit de ceea ce am realizat aici și în continuare, cu ajutorul lui domnul Chirilă, care îi mulțumesc foarte mult pentru sprijin acordat, vrem să facem o echipă bună în viitor aici. Și un meci interzis cardiacilor, un meci care a arătat de ce Oarul merită să joace finala, iar finala se va juca pe 7 iunie, Oarul va întâlni Victoria Apa, într-un meci care va desemna echipa ce va merge la baraj din partea județului Satu Mare.